Cu ocazia zilei de 1 decembrie, 13 subofițeri pompieri în activitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, care s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, pregătire profesională și comportare demnă, au fost înaintați în gradul următor înaintea expirării stagiului minim în grad. Avansarea în grad este un prilej de bucurie pentru angajații ISU și nu pentru că ar primi compensații materiale, ci pentru recunoașterea muncilor. Șeful ISU Giurgiu a spus despre angajații săi că sunt cei mai buni dintre cei buni și că aceștia merită să fie lăudați. Este vorba de o recunoaștere a muncilor. Sunt cei mai buni dintre cei buni și e o mândrie pentru fiecare militar să fie avansat de Ziua Națională a României. Eu le mulțumesc. După citirea ordinului ministrului de interne de avansare în grad, cei 13 pompieri au primit gradele și au fost felicitați de conducerea inspectoratului. Vizibil emoționați, fiecare dintre ei au spus că sunt foarte fericiți și că nu vor ezita nici de acum încolo să-și facă datoria, pentru că și-au ales această meserie din pasiune și din dragoste pentru oameni. Ce reprezintă această avansare pentru dumneavoastră? Recunoașterea activității îndeplinite până acum, devotamentul care l-am față de această uniformă și o mare bucurie pentru mine. Această avansare pentru mine reprezintă aprecierea muncii mele și a echipelor de prim ajutor. Cum este să fii femeie pompier? Dificilă întrebarea. Nu este ușor. Îmbin activitățile de la serviciu cu activitățile de acasă și cred că fac față și acasă și la serviciu. O zi specială pentru noi, cu ocazia Zilei Naționale a României, am fost avansat în gradul următor. Această avansare reprezintă rodul muncii noastre pe care noi ne-am desfășurat-o. În continuare, noi ne vom desfășura activitatea cu profesionalism, pentru că așa suntem pregătiți. Odată cu avansarea în grad a celor 13 pompieri giurgiuveni, colectivul ISU s-a îmbogățit cu doi proaspeți absolvenți ai Academiei de Poliție Arma Pompieri, sub locotenenții Mihai Nedu și Marian Pipin. Proaspeții încadrați ai ISU Giurgiu vor merge la posturile lor din Mihăile și Roata, începând de mâine.